Dacă în video precedent am aflat o groază de lucruri noi despre imunitate din cartea doctorului Furman, nu văd un moment mai bun decât acesta să vin cu un clip în care să încercăm să punem în practică ce am învățat despre metodele sănătoase de preparare a alimentelor. Consider că prima dată mâncăm cu ochii. De aceea, cu cât mai colorat un meniu este, cu atât mai apetisant. Astăzi vreau să împart cu voi o rețetă de tacos din legume, cu cartofi pai, fără colesterol, plină de nutrienți și care respectă regulile de gătire a alimentelor a lui Furman. Fără să vă mai țin la povești, hai să mergem să vedem despre ce e vorba. Începem prin a curăța de coajă vreo 5 cartofi și tai pai, după care îi punem la fier pentru următoarele 10 minute până ce lasă spumă. Apoi, când sunt prefiați parțial, îi strecurăm bine de apă și transferăm într-o tavă de copt la cuptor pentru următoarele 30 de minute, timp în care pregătim sosul de nacho. Am folosit jumate dintr-o conopită pe care am desfăcut-o în floricele cât mai răsfirate ca să se gătească cât mai ușor. Iar ca să păstrăm un conținut cât mai mare de nutrienți, e bine dacă reușiți să o gătiți și pe aburi. Eu încă nu am sită specială pentru copt pe aburi, așa că am folosit strecurătoarea asta și a mers de minune. Până ce conopita stă pe abur, pregătim restul ingredientelor pentru sos. Ne trebuie un vârf de ardei roșu dulce tăiat, ca pentru blender, și 2 căței de usturoi crud. Și cu ăștia ne-am atins și doza de seleniu pe astăzi. Între timp revenim la oala cu conopita și verificăm dacă s-a fiert. Dacă da, o transferăm în blender peste celelalte ingrediente și acum vin condimentele. Fulgi de drojdie inactivă, care este o sursă bună de beuri, pudră de chimion, boia de ardei dulce afumată, 2 linguri de ceapă dulce de apă tăiată, puteți înlocui cu ceapă roșie, apoi sare și unt de migdale. Migdalele susțin valori normale ale colesterolului și o idee strălucită să le ascunzi într-un sos dintr-o mâncare favorită. Ca lichide am pus o lingură de oțet de mere crud și câteva linguri de apă ca să ajute la blenduire. Mi-am adus aminte că am uitat să pun lămâie, așa că nu e niciodată prea târziu să revin. După ce s-a făcut o pastă fină, adaug boiaua afumată și după un test de gust, mi-am dat seama că mai lipsește sare și că îmi place puțin așa mai dulce, acrișor să fie sosul, așa că am adăugat o lingură de sirop de agave. Îmi plac nespus de mult acest tacos, pe lângă faptul că sunt delicioși, proprietățile nutritive primează pentru mine. Aici avem ardeiul crud, plin de flavonoizi antioxidanți importanți, precum alfa și beta-carotenul, să nu mai zic că e o sursă excelentă de vitamina C, roșiile pentru conținutul lor de licopen, ardei galben, avocado ca sursă de vitamina E, pe care l-am tăiat cubulețe încă pe când stă în carapace, și puțin piper condimentat. Acum, pentru că cartofii s-au copt, eu am folosit un condiment de cartofi pe bază de boia dulce și afumată, praf de ceapă, piper și nucșoară. Pentru ca gusturile să se marineze mai bine, am folosit peste cartofi o lingură de ulei de in presat la rece, adăugat la final după ce am stins cuptorul. Astfel, proprietățile lui rămân nealterate, netrecând prin temperaturi înalte. În caz că nu găsiți condimentele astea în magazinul local, le puteți asambla împreună din aceste ingrediente. Dacă alegeți combinația asta, gustul va fi foarte asemănător ca la chipsuri. Ca la tacos, purtușim bine platoul cu legumele tăiate pe rând, ardei, roșiile și am adăugat o cană de fasole roșie pentru că e o sursă bună de amidon rezistent. Și după aia ceapă roșie și avocado tăiat cubulețe. Așadar, iată o rețetă de tacos fără colesterol și un arsenal de nutrienți și amidon rezistent, ambii foarte esențial pentru întreținerea unui intestin sănătos. Provocarea la această rețetă a fost să respect regulile de gătire a alimentelor ce le-am învățat de la doctorul Furman în cartea Superimunitatea, dar iată-o în variantă finalizată, fără niciun compromis de gust. A se mânca din abundență cu sosul nacho de conopidă preparat pe loc. Acum, la final, vreau să ne uităm împreună puțin peste valorile nutritive din această rețetă de nacho, să vedem ce nutrienți am reușit să acoperim mâncând acest tip de mâncare. Dacă ne uităm la proteine, vedem că sunt asigurate 100% din toate tipurile de lanțuri de aminoacizi. De asemenea, toate tipurile de B-uri sunt acoperite, sunt pe verde. Fierul se vede că nu a fost deloc greu să aduc în alimentație 15 mg de fier, aproape de idealul zilnic. Vitamina C, peste 500 de mg aduse în alimentație doar din legume. Poate că mă repet, dar e important să reamintesc că antioxidanții și vitaminele se absorb mai bine într-un mediu lipidic, cum ar fi o sursă de grăsime sănătoasă. De ce am consumat și o lingură de ulei de in presat la rece peste cartofi? Se poate vedea că o singură lingură de ulei de in asigură o absorpție mai bună a nutrienților și targetul de omega-3 pe ziua respectivă. Uitați câți nutrienți și asta e doar dintr-un meniu de prânz.
Atât pentru azi, spuneți-mi în secțiunea de comentarii dacă ați încercat această rețetă și ce preferințe de rețete sau clipuri vreți să mai vedeți. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și până data viitoare, aveți grijă de voi!